Pesculeții cu vizun, foarte frumos restaurantul, așa cum vedeți. O să vă arăt și un ritual micul dejun. Foarte frumos porucă de travă și intersecția într-o zonă de relaxare destul de frumoasă și mergem în camera. Dar este destul de curățel, nu este un hotel nou. Să spun că în 2009, când am venit prima dată în Israel, și la cameră. Intrăm în cameră. Camera este destul de micuță, simplă. Toaletă cu duș. Sper să vă placă hotelul și să veniți. Aici avem și uscător de păr și tot ce înseamnă de la prima hotel. Și avem micul silindră, astea sunt șervețele, dușul cu o soape, arată foarte, foarte curat. Să puteți să vedeți. Deci, cum spuneam, nu e foarte mare casă, dar are așa safe, suport pentru valiză, are și un mic răcitor gol, un plasma televizor, astea sunt din, deci ne pregătim de maraton, cum vă spuneam. Astea sunt din partea casei. Sunt din partea casei. Da? Și avem, bineînțeles, și serviciu de cafea și ceai, care sunt tot așa din partea casei. Bun, cafea asta și ceai simplu, lângă telefon, care de ce avem notițe, pat curat, mare. Deci cam asta este. Încă o dată, hotelul Prima Park de la Ierusalim. Bună dimineața! Pornim spre restaurant, am dormit bine și am să vă arăt cum arată micul dejun la Prima Park. Vă arăt și liftul de șafat. Este un lift care se programează automat și începând de vineri seara, depinde când intră șabatul, va opri automat la fiecare etaj. Și la micul dejun, asta este zona de prânz. Vara m-a arătat de seară, exact acum. Să
בוקר טוב, אפשר אספרסו בבקשה? תודה. אפשר כמובן, זה טוב, אספרסו. אני לא יודע אם זה בסדר. Dimineața de la Hotel Park. Prima Park. Am mâncat și vom pleca astăzi la drum spre Marea Moartă. Vedem cum o să fie astăzi.